Trăim, domnule Goga, într-o lume fără onoare și fără limite morale. Cum aș putea fi fericit? Poate dumneavoastră, oamenii politici, s-o duceți altfel. Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi moraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă. Parlamentar contrabandiști. Nu ne prăbușim, domnule general, nici de numărul dușmanilor, nici de armamentul lor. Voilà, o avem în suflet. Există o epidemie înfricoșătoare de meningită morală, iar țara trebuia să ajungă aici, târâtă pe marginea prăpastiei, de unii conducători care sunt hoți la drumul mare. Sunteți prea aspru. Noi vom încerca să salvăm ceea ce se mai poate, chiar cu prețul sângelui.